Credincioși, dragi ascultători, la jumătatea postului mare, iată, Biserica ne invită să reflectăm asupra sensului existenței noastre. Textele sfinte ale duminicii de astăzi și cele ale următoarelor două duminici se inspiră din cea mai veche schemă liturgică a tradiției latine, care are în vedere drumul de pregătire pe care catecumenii îl făceau, adică cei care se pregăteau să primească botezul. Suntem chemați astăzi să ne oprim atenția asupra persoanei lui Iisus Hristos, Mesia, Cel coborât între oameni, Cel care le astâmpără acestora setea de Dumnezeu. Sfântul Ioan ne prezintă în Evanghelie întâlnirea dintre Iisus și femeia samariteană, o întâlnire încărcată de semnificație și bogată în învățături pentru viața noastră. Este vorba așadar de o femeie samariteană, o femeie străină de poporul și de religiozitatea evreiască, o femeie care trece relația sa cu Dumnezeu prin filtrul propriu, cu o religiozitate adaptată la condițiile de viață. Este specific evanghelistului Ioan prezentarea unor personaje emblematice, tipizate, care devin simbolul unei națiuni sau al unei grupări sau devin semnul unui anumit nivel spiritual. Așa se întâmplă, de exemplu, cu Nicodim, ne amintim, prezentat în capitolul al treilea al Evangheliei lui Ioan. Nicodim, cel care reprezintă întruchiparea iudaismului oficial de dreaptă credință, reprezintă omenirea întreagă în acea căutare a lui Dumnezeu, deseori obscură și confuză. La fel, femeia samariteană, reprezentantă a iudaismului eretic, sectar, reprezintă întruchiparea tuturor acelora care se pregătesc să guste din adevăratul cult, în duh și adevăr, adică în legătură cu acceptarea lui Hristos și a Evangheliei sale. Așadar, Iisus se oprește să se odihnească. Este obosit de drum, precizează evanghelistul. Și în ciuda oboselii, El începe un dialog cu femeia. Nu ezită să treacă peste regulile atât de severe care nu permiteau unui învățător să interpeleze o femeie pe drum. Pentru mentalitatea timpului, comportamentul său este scandalos. Și totuși Iisus se apropie de această femeie cerându-i apă. Tot dialogul care urmează și pe care îl cunoaștem ne dezvăluie o altă pagină minunată a pedagogiei lui Iisus. Iisus nu așează în fața femeii o oglindă în care ea să poată să se privească pentru a vedea situația ei mizerabilă. Nu îi adresează cuvinte acuzatoare, dar Iisus îi pune înainte o icoană. Icoana ceea ce ea ar putea să devină, frumusețea la care ea ar putea să ajungă, înlăturând tot ceea ce umbrește adevăratul său chip. Iisus pune înaintea femeii o imagine surprinzătoare, o imagine splendidă, strălucitoare, o imagine care pentru ea poate deveni o chemare, o chemare la schimbare, la convertire, la o depășire a condiției actuale în care trăiește. Nu este vorba de o reparație, de un fel de renovare a omului vechi, ci este vorba mai degrabă de o naștere, nașterea omului nou, așa cum s-a întâmplat cu Nicodim. Iubiți credincioși, dragi ascultători, Iisus face același lucru și în viața noastră.
sapă în inima noastră. Ne face conștienți de secretele și nostalgiile inimii noastre. Ne descoperă nevoia fundamentală de Dumnezeu și așteaptă de la noi, plin de milostivire, cererea acestui dar atât de mare. Iisus nu se limitează să-i răspundă femeii, ci o ajută să crească, o ajută să-și extindă orizontul năzuințelor sale, conducând-o dincolo de așteptările sale. Patriarhul Iacob s-a limitat să sape o fântână la care cel însetat trebuie să se întoarcă pentru a-și potoli setea trupească. În prima lectură de astăzi, poporul strigă la Dumnezeu și la Moise, cerând această apă pământească. Iisus, iată, preia această nevoie naturală a omului și o conduce în plan supranatural, săpând o fântână în inima omului. O fântână care nu trebuie să se golească niciodată. O fântână care este umplută prin acțiunea continuă a Duhului Sfânt, prin iubirea sa. Același lucru ni-l amintește și Sfântul Apostol Paul în a doua lectură. Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Mai primim o învățătură astăzi. Și o primim chiar de la femeia samariteană. Ea ne descoperă cât de importantă trebuie să fie pentru noi întâlnirea cu Iisus. Ea s-a temut de această întâlnire. A fost conștientă la un moment dat că acea persoană îi cunoaște viața, că ar putea să o demaște, că ar putea să îi zdruncine echilibrul său personal. Și de aceea a încercat cu toate mijloacele să evite confruntarea directă cu acest învățător. Dialogul cu Iisus este pe alocuri aspru, presărat cu ironie și cu încercarea femeii de a muta atenția învățătorului de la viața ei. Iată, această femeie ne amintește că Iisus știe, cunoaște toate tainele sufletului nostru. Cuvântul Său, privirea Sa, este capabilă să îndepărteze toate măștile pe care ni le-am pus, scoate la lumină rănile pe care noi vrem să le ascundem, demască adevăratele cauze ale neliniștii noastre. După întâlnirea cu Iisus, dacă e o întâlnire adevărată, nimic nu mai poate fi ca înainte. Femeia samariteană înaintează în această cunoaștere a lui Iisus. Și observăm acest lucru din titlurile pe care ea îi le atribuie lui Iisus. La început îl numește iudeu. Cum tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine? Apoi îl numește domn. Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă. Apoi îl aseamănă profeților. Văd că tu ești un profet. Când pleacă în sat pentru a le vorbi oamenilor despre el, se întreabă, oare nu este acesta Hristos? Pentru ca la sfârșit samaritenii să exclame, noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii. Iubiți credincioși, dragi ascultători, femeia samariteană este imaginea noastră, a fiecăruia dintre noi. Este imaginea societății noastre, care a experimentat atâtea promisiuni și deziluzii, atâta răzbunare și durere, atâta ură, atâta dușmănie. Este imaginea lumii de astăzi cufundată în plictiseală, în banalități zilnice, dornică să evadeze din acest infern pe care ea însăși l-a creat. O lume plină de amărăciune, care parcă evită la nesfârșit orice argument serios. Femeia samariteană, suntem noi, care ne mulțumim să purtăm în fiecare zi acest ulcior al vieții noastre, preocupați fiind nu cu ce îl umplem, ci preocupați mai degrabă să nu îl spargem. Timpul postului mare să aprindă în noi dorința după adevărata apă a vieții, să ne ajute să schimbăm ceva în viața noastră, să ne ajute să-L recunoaștem
pe acela care este în mijlocul nostru, pe acela despre care știm că este cu adevărat Mântuitorul lumii. Amin. Respire.